Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Un bărbat din Focșani acuză polițiștii de la Cotești că i-au umblat prin mașină fără voia sa, i-au luat actele, plăcuțele de înmatriculare și un sac de struguri, doar pentru că aveau dubiul că el ar fi comis o faptă penală. De partea cealaltă, oamenii legii spun că au acționat corect și că fac cercetări împotriva sa sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Gheorghe Mereuță din Focșani acuză polițiștii de la postul de poliție Cotești că i-au umblat prin mașină fără acceptul său, că i-au luat plăcuțele de înmatriculare și actele pe care le avea în borseta din torpedoul mașinii. Totul pentru că ar fi fost suspectat că ar fi sustras struguri din via unui localnic din Cotești. Omul recunoaște că atunci când a lăsat mașina parcată pe marginea drumului, avea un sac de struguri în mașină, dar spune că i-a cumpărat din piața de struguri de la Urechești. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 6 octombrie, când se ducea la Gura Caliței și s-a abătut din drum pe la Cotești la un văr al său. M-a apucat seara. A fost seara 8:30, 9 era ora. M-am urcat iar pe drumul ăla în sus și mă duc la mașină. Când s-a ajuns la mașină, nici n-am ajuns bine în șosea, venea o mașină cu farurile. N-am știut că ia poliție. Când colo oprești în direcția mea, mașina poliției, și m-a întrebat șoferul, agentul de poliție. Dom'le, cum vă numiți dumneavoastră? Zic, Gheorghe Mereuță. Unde mergeți? Zic, merg la mașină cu am aici, am trasă pe dreapta în șosea aici. Da? Și hai că întoarcem și noi mașina. Când ajung la mașină, am deschis mașina, mă uit la numerele luate. Deschid mașina să iau actele să le prezint. Ei nu mi-a zis nimic, ca domnule, prezinți buletinul, prezinți, nu mi-a zis nimic. Eu, de bun simț, zic să iau actele, să prezint buletinul, să conving oamenii, actul, permisul, ce era, ce urma. Când cauși în mașină, actele lipsă din borsetă și sacul de struguri. Atunci mi-am dat seama că mașina mea a fost devalizată. Când a auzit șeful de post, domnule, ce actele mașinii sunt la noi la poliție. Deci ei și-a permis să deschidă mașina și să-mi ia sacul cu struguri și numele. Și le-au dus la poliție. Și actele s-au dus în cameră, în altă cameră, mi-a adus numele în matriculare, dar și că nu vi le dăm în seara asta. Da, mi-a spus în felul următor. A venit un cetățean din Budești, pe nume Popa și nu știu cum îl cheamă, că ar fi găsit o mașină asemănătoare ca a mea în via acolo, încărcat niște saci de struguri, și a făcut o sesizare. Și ei au văzut mașina asta trasă pe dreapta, a zis că, și a văzut și sacul, probabil că după aia s-a orientat, a văzut și sacul de struguri în mașină, înseamnă că asta este. A doua zi, când a fost la postul de poliție pentru declarație, Gheorghe Mereuță s-ar fi întâlnit și cu proprietarul viei din care au fost furați strugurii, care nu l-ar fi recunoscut ca fiind unul dintre hoți. M-a chemat pentru declarație, ieri am fost, la ora 2, la 2 am fost chemat acolo. Mi-a spus dimineața, la 8:30, eu nu pot să vin la 8:30. Da, a venit și persoana care a reclamat, omul, domnule, zice că eu, bă, omul ăsta, așa. Și că, într-adevăr, a fost o mașină roșie. El spune că l-a lovit, nu știu, un lanț în cap, de la căruță, nu știu, lanț, pe omul ăla. Care eu apar n-am, dacă eu am tras mașina acolo pentru a mă duce. Nu nimica. El spunea de un cetățean, domnule, zice că, nu știu care din ei, dar în tot cazul șoferul m-a lovit și unul ce că-l cunosc, e din sat de acolo, a venit cu unul din sat de acolo, i-a spus pe nume, nu știu, o poreclă, nu știu. Mă, nene, zic, eu așa ceva nu cunosc. Dacă eu nu cunosc, că nu l-am cunoscut niciodată. Gheorghe Mereuță consideră că modul în care s-a făcut ancheta asupra sa și a mașinii este un abuz din partea polițiștilor, motiv pentru care susține că a depus o plângere la parchetul de pe lângă tribunalul Vrancea. Am depus plângerea pentru faptul că a făcut abuz de a umblat în mașină. Mi-a deschis mașina fără aprobarea proprietarului. Poliția n-are voie să deschidă mașinile oamenilor, are voie să-i legitimeze, să le ceară actele la control, e vinovat, îi se aplică sancțiunea respectivă și cu asta basta. Nu, ca mine eu am găsit mașina devalizată. Ce solicitați dumneavoastră în cazul ăsta? Să facă anchetă și să ia măsurile de rigoare cu acești polițiști care au făcut abuz în serviciu. De partea cealaltă, polițiștii susțin că situația relatată de către cetățean nu este cea reală. Mai mult decât atât, oamenii legii fac cercetări împotriva sa sub aspectul comiterii infracțiunii de furt. La data de 6 octombrie, polițiștii din Cotești au fost sesizați de proprietarul unei vii despre faptul că în timp ce se deplasa la proprietate a observat un bărbat care încerca să sustragă struguri. După ce a avut o altercație cu acesta,
a reușit să plece. Colegii mei au desfășurat activități de îndată, reușind să depisteze mașina pe raza comunei Cotești. În interiorul mașinii, totodată fiind găsit un sac de struguri, care proprietarul a recunoscut ca fiind din via acestuia. În cauză efectuăm cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Rămâne de văzut cum se va soluționa acest caz și cine va fi găsit vinovat la finalul cercetărilor. Începând de astăzi, materialul lemnos care provine sau ajunge în Vrancea trebuie să fie însoțit de noile documente cu regim special. Acestea sunt avizele de însoțire a materialului lemnos primare și secundare, dar și registrele de evidență. Noile reglementări schimbă modul în care se emit documentele de însoțire și transport pentru masa lemnoasă, iar avizele se emit online la plecarea lemnului. Această aplicație generează automat un cod unic care trebuie notat în avizul de însoțire a lemnului. Avize primare de însoțire sunt cele emise la plecarea lemnului din pădure. Pentru lemnul care pleacă din depozite, se emit avize de însoțire secundare de două tipuri, pentru cherestea și pentru alte tipuri de material lemnos. Începând cu data de 8 octombrie 2014, societățile comerciale care se ocupă cu transportul materialelor lemnoase, cu transformarea lemnului rotund în cherestea, cu depozitare, cu comercializare și cu exploatarea masei lemnoase, vor trebui să utilizeze noile documente cu regim special prevăzute în hotărârea de guvern 470/2014. De asemenea, toate datele legate de materialul lemnos care pleacă către o anumită destinație trebuie încărcate într-o aplicație online numită Wood Tracking, așa numitul radar al pădurii, care ține evidența electronică a masei lemnoase. Agenții economici care transportă materialele lemnoase au obligația aplicației Wood Tracking, parte componentă a sistemului integrat de urmărire a masei lemnoase SUMAL. Aceștia, după completarea vizului de însoțire a materialelor lemnoase, au obligația să transmită la serverul central de la București câteva date standard, în urma cărora primesc un cod unic de identificare pe care au obligația să-l înscrie pe avizul de însoțire a materialelor lemnoase. De asemenea, concomitent cu obținerea codului de identificare, primesc și ora, minutul și secunda generării acestui cod, pe care de asemenea obligația să-l treacă pe avizul de însoțire. În zonele fără semn, din care se face transport de material lemnos fără acoperire GSM, aceștia au obligația în prima fază să consemneze în avizul de însoțire codul offline, iar în timp de 12 ore trebuie să iasă în zonă cu semnal pentru a primi codul online, pe care de asemenea îl notează pe avizul de însoțire. Acordul pentru utilizarea și distribuirea documentelor cu regim special se obține doar după depunerea unei documentații complete la ITRSV-ul teritorial. În Vrancea au fost depuse până la această dată aproximativ 300 de solicitări, iar în județul nostru există circa 450 de agenți economici. În zilele de joi și vineri, la sediul Administrației Finanțelor Publice Vrancea va avea loc un curs de pregătire profesională a aparatului de inspecție economico-financiară din mai multe județe. În perioada 9-10 octombrie, inspectorii fiscali din regiunea Sud-Est vor participa la o instruire organizată la Centrul Zonal Focșani al Școlii de Finanțe Publice și Vamă. În perioada 9-10 octombrie, Centrul Zonal al Școlii de Finanțe Publice și Vamă, ce și are sediu în Bulevardul Independenței 24, respectiv în sediul Administrației Financiare a Finanțelor Publice Vrancea, se va desfășura un curs de pregătire profesională destinat inspectorilor cu atribuții de inspecție economico-financiară de la nivel regional, respectiv județele Galați, Tulcea, Buzău, Brăila, Vrancea și Constanța. Lectorii cursurilor vor fi specialiști din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară. Liceul teoretic Ioan Slaviș din Panci a fost acreditat ca Centrul European de Pregătire, Pretestare și Examinare în vederea obținerii certificatelor Cambridge de cunoaștere a limbii engleze. Tot în cadrul evenimentului a fost lansată și pagina web a programului de pregătire. Liceul teoretic din Panci, împreună cu Centrul European de Examinare Cambridge din România, au încheiat un parteneriat pentru obținerea certificatelor Cambridge. La eveniment a fost prezent și directorul liceului, care ținu să mulțumească tuturor celor care au avut o contribuție deosebită în obținerea acestei acreditări, subliniind totodată importanța cunoașterii limbii engleze de către elevi. Limba engleză a devenit astăzi, în contextul actual în care ne mișcăm și noi ca țară, o premisă necesară pentru a participa în cunoștință de cauză la tot ceea ce înseamnă spațiul cultural și educațional european. De aceea zic că ceea ce am reușit noi să realizăm
e de fapt o oportunitate pentru dumneavoastră, elevii, pentru că voi sunteți ținta, de a vă însuși cât mai bine limba engleză, de a reuși să obțineți competențe bine definite, astfel încât să reușiți, eu știu, să urmați cursurile unei universități din afară, să participați la proiecte, la programe culturale. În orice caz, să vă mișcați, a spune, neschingheriți în acest spațiu european. Elevii liceului Ioan Slaviș din Panciu sunt încântați de acest program de pregătire și consideră că obținerea unui certificat Cambridge îi ajută la facultate și la găsirea unui loc de muncă mai bun pe viitor. Numele meu este Georgiana Blăgar și sunt elevă în clasa 12-a D. Fac parte din promoția aprilie 2014. Din punctul meu de vedere, obținerea unui certificat Cambridge este în primul rând un achievement personal, pentru că realizezi nivelul la care ești cu limba engleză și, în al doilea rând, este un atu, pentru că te ajută foarte mult în momentul în care te înscrii la o facultate, mai ales dacă vrei să pleci, dar și la un loc de muncă, pentru că, în momentul de față, engleza reprezintă o punte între noi și tehnologie și, din cauza asta, consider că ar trebui să obținem acest certificat, pentru că o să ne ajute foarte mult pe viitor. Numele meu este Romana Maria Teodora și sunt în clasa 11D. Pot spune că acest examen a fost o oportunitate pentru mine să îmi perfecționez engleza și să învăț ceea ce nu știam atât de bine. Cu siguranță este o experiență benefică pentru fiecare, odată ce susținem acest examen. Iar după ce obținem acest certificat, cred că sigur ne ambiționează să continuăm cu examenul FIRST și să fim mulțumiți de noi. Tot în cadrul evenimentului a fost lansată și pagina web a centrului, care va avea ca scop informarea și derularea propriu-zisă a programului de pregătire. Managerul Centrului European de Examinare Cambridge din România, Cătălin Bădănău, a punctat importanța examenelor și a certificatelor Cambridge pentru vorbitorii de limba engleză. La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general moderat. Temperaturile minime se vor încadra în jurul valorilor de 8 și 10 grade, iar cele maxime între 17 și 19 grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!